Salutare tuturor, sunt Rafael și alături de Max și altele care mănâncă. Ia uitați-l. Suntem la Intercontinental la momentul de față în sala de mese. Luăm micul dejun. E 9 și ceva. Și am vrut să fac așa un videoclip să vă arăt cum e aici. Să vă arăt ce mănâncă mama Rafael cu Max și altele. M-a învățat el Max să mănânc ananas. E super. O să mai aplaudez și un video din cameră. Pentru că nu pot să unesc părțile, gen să fac două și să le unesc, pentru că nu am un program cu care să fac asta. Dar e ok, o să vă spamez cu video, sigur vă place. Și acum hai să ne uităm puțin, uitați-vă, asta e sala de mese. Practic toți chelerii de aici te întreabă numai în engleză, pentru că cred că suntem singurii români de aici. Și în spatele lui Max, nu știu dacă se vede, e un tip cu tricou de la Cloud9, care, nu știu dacă ați văzut video-ul lui Max, dar... ăla, deci tipul ăla era cu încă vreo 4 oameni în cameră, pe la 1 și ceva, și țipau, deci efectiv săreau în pat, dacă vă vine să credeți. Săreau în pat oamenii, deci nu știu ce le-a făceau. Și camera e antifonată, gen camera de hotel e antifonată și nu prea ai cum să-i auzi pe ceilalți, dar stăteau și pe balcon. Oamenii și țipau, nu știam ce se întâmplă, credeam că sunt moșinești de aia, de, se distrează. Cred că erau beți oricum, nu știu, pentru că ăla sărea în pat. Sărea în pat. A, da? Deci ei săreau în pat, nu știu cum vine asta, nici eu cu Max nu sărim în pat, care suntem mai copii așa. El poate o fi câștigat vreun turneu ceva ieri la Hearthstone și sărea în pat cu prietenii de fericire. Nu știu, e puțin cancelat. Noi acum o să terminăm micul dejun și ne ducem în cameră. Max a zis că nu-i stă părul bine și trebuie să spele iar. O să mai filmez și acolo. Și după aia o să mergem la Dreamhack să dăm miliarde de autografe. Ieri, dacă ați văzut, am ajuns pe la 7 și ceva la Dreamhack și era pur și simplu full. Dar recută când am ajuns la 7 nu mai era nimeni. Gen de la intrare mă întrebau de ce am venit, că nu mai e nimeni. Dar mi-e deja frică să mă gândesc cât o să fie azi. Bun, aici e episodul. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumim pentru că ați acordat și ne vedem data viitoare. Dați like.